Bună ziua, bună ziua! Exact cum am spus, avem o ediție pe care nu trebuie să ratați, să o ratați, sunt convins că o să vă placă la nebunie. Iar prima mea invitată de astăzi este recunoscută drept un profesionist în televiziune. Oamenii o iubesc, îi urmăresc emisiunile TV și mulți o privesc ca pe o adevărată vedetă, ceea ce mi se pare normal. Așa cum se întâmplă de obicei când vine vorba despre artiști, sportivi sau persoanele care reușesc să aibă rezultate remarcabile și notorietate în domeniul în care activează, mulți văd succes, dar omit să ia în considerare și povestea din spatele succesului, oameni buni. Iar în spatele succesului există întotdeauna o poveste. Mulți habar n-au despre ce este vorba. Ei bine, astăzi cea care spune povestea și vorbește despre copilărie și despre obstacolele întâlnite până la succesul de astăzi este nimeni alta decât Iuliana Tudor! Câtă eleganță! Ce faci, surioara mea? Mă bucur să te revăd aici în casa ta, unde am venit acum ca musafir. Mulțumesc. Dar ți-aduc un pic și din casa ta de la TVR. Exact. Un pic așa măcar. Perfect. Mulțumesc mult de tot. Vă salut. Arăți-o pe toți. Foarte bine. Mulțumesc. Exact cum spuneam, o vedetă populară, Iuliana Tudor. Oh my God, direct așa, da. Ce faci, sora mea? Păi ce să fac, vedete populare. Da? Cum ești? Ne pregătim de un nou sezon acum în toamnă, un pic probleme cu pandemia, că și la voi tot. Cred că e povestea asta. Castingul e în desfășurare și o să avem miercuri și joi la București, la sediul TVR. Mulțumesc pentru posibilitatea de a spune asta. Cine vrea să vină, e așteptat. Noi vrem să ajutăm persoane care sunt talentate în domeniul. Sigur, și voi aveți lor, talent show, dar nu pe folclor. E important să-i descoperim și să-i ajutăm, atâta cât stai se liniștită. Poate. Noi am făcut aici duelul ansamblurilor la un moment dat. Știu, da. Eu mă bucur că ești astăzi aici, pentru că foarte mulți mulțumesc oameni pentru probabil invitație. Se uită la televizor și zic, bă, Iuliana Tudor, vedetă, mă, e actrița națională, e vedetă, o duce bine, uite, are zâmbetul pe buze, toată viața ei a fost... La fel se poate spune și despre Cătălin Măruță. Ce vorbești, măi, la Pro TV? Exact, merge vedete, bine. Exact. Ia uite-l ce bine merge. Nouă. Îl ține bine nevasta. Ce să zici? Ia uite exact, ce drăguț ești. Numai că oamenii de foarte multe ori nu știu cum stau lucrurile în spatele succesului și, în general, câtă muncă e în povestea asta. Pentru că tu nu te-ai născut la televizor. Cum nici eu nu m-am născut la televizor. Vezi, cred că facem parte dintr-o generație care a avut șansa să fie, cum se spunea, luat de pe stradă și așezat la televizor. Exact așa a fost. Exact așa a fost. Din păcate, în zilele noastre, știi, castingurile sunt mai mult de 70% aranjate. Se știe lucrul ăsta. Se caută oameni după alte criterii, cumva, după cele decât cele după care ne-am fost noi aleși și eu consider că e o șansă. Faptul că n-am făcut asta niciodată, faptul că la 21 de ani cât aveam atunci, am intrat în povestea asta în direct, exact, mă face să cred că ăsta a fost destinul meu. Nu dacă aveam nici cea mai mică legătură. Medic, cum? Medic. S-o vindec pe mama mea. Așa cum spuneam adică întotdeauna. Pentru că, având o problemă de sănătate, am crescut cu ea așa. Și de fiecare dată am avut dorința asta. Uite, nu știam treaba asta despre de tine, a serios. Face bine pentru ea. Și atunci binele pe care am reușit eu să-l fac, cred că înseamnă o bucurie imensă, înseamnă călătoriile mele pe care îi le povesteam în detaliu, înseamnă toate realizările tu, mele la nivel de carieră. Tine. Adică tu vrei să te faci medic ca să o faci pe mama ta bine? Evident. Pentru că tu când te-ai născut, ea deja avea niște probleme de sănătate pe care eu tu aveam, le vedeai? Eu aveam 3 ani atunci când s-a întâmplat. Îți dai seama, la 3 ani nu prea conștientizez ce se întâmplă dacă unul dintre părinți are o problemă și m-au și protejat. Am stat la o mătușă de-a mea, am stat la bunicii din partea mamei. Copilăria mea a fost în continuare și a urmat a fost drumul un accident, firesc. A fost o... S-a întâmplat pur și simplu. O operație pe coloană și după aceea... a rămas cu o problemă la ambele picioare, o problemă motorie. Și atunci, vezi, crescând așa, automat, cum să spun, tot ceea ce am realizat până astăzi sunt cumva dorințele mele de a-i oferi ei bucurie. Știi cum e, nu te-ai făcut medic ca să o ajuți cu problema de sănătate, dar te-ai făcut tot un fel de medic, să o ajuți cu sufletul, așa, să se bucure că te vede acolo și că asta e mândră. Asta cred că am uite, reușit. Acolo e mama ta.
în pozele pe care le vedem. Da, iată, e o fotografie de acum câțiva ani. Se uită și acum la televizor. Te salut, sărumâna, mami. Sunt aici cu frățiorul, știi cum zicem noi acasă. Sărumâna. Așa. Și cred că, na, ca orice părinte, e mândră, la fel și tatăl meu. Cred că amândoi sunt mândri de ce am reușit și de ceea ce fac în continuare. Mai cu seamă că, vezi, și asta e o șansă. Și tu și eu suntem oameni care și-au găsit vocația. Facem ceea ce ne place. N-am simțit nicio clipă că muncesc. Clar, 100%. În ăștia 21, 22, nici nu mai știu să-i număr, de ani de televiziune. Și atunci e un mare noroc că ne-am găsit drumul. Așa e, dar știi ce vreau să te întreb? În copilărie vrei să te faci medic ca să o salvezi pe mama ta. Clar, ai ales altă meserie, dar cum ți-a fost? Ți era greu? Când erai mică? N-am simțit, pentru că, repet, copilăria mea a fost una, ok, departe o vreme de ea, pentru că stătea în spitale, dar... A avut o perioadă în care a stat mult în spitale? Un an, doi, apoi recuperări, anii următori, recuperare pe care o face și astăzi, de două ori pe an. Iar tu conștientizeai lucrurile astea pentru că începeai să crești și creșteai cu aceste perioade în care mergea dar la recuperare? Sau? Ea a știut să mă facă să mă simt firesc, să nu conștientizez neapărat că este o problemă în familia noastră. Deci pentru mine asta nu a fost o problemă, nici acum nu o simt neapărat ca atare. Pentru că ea e o femeie foarte, foarte puternică, e o femeie care a luptat, ne-a ținut pe toți, oricâte derapaje am avut, ea ne-a adus tot timpul pe calea cea dreaptă, ca să zic. Da, simțeai că ceilalți te privesc altfel, colegi de la școală, categoric, din fața blocului? Asta se întâmplă, pentru că se întâmplă și astăzi. Am fost expusă la tipul ăsta de atitudine, dar nu... N-aș putea să spun că m-a atins neapărat, ci mi-a stârnit un pic ambiția. Mi-a stârnit ambiția de a demonstra că eu nu sunt ceea ce spun ei, prin prisma faptului că am o mamă cu o problemă de sănătate, ci că dar sunt ce chiar... Tine? Pentru că așa sunt copii. Nu, dar ce ziceau? Ce? N-aș vrea să redau, pentru că nu sunt episoade plăcute și cred că pentru nimeni nu e un episod plăcut, adică să ți se spună în față. Adică da, la modul, da, la modul ăsta. O formă de agresiune verbală, nu neapărat de atitudine fizică, știi, dar care e? Mie și atunci nu era bullying, nu? Era exact, bullying. Numai că exact, acum vorbim exact și putem să spunem exact ce înseamnă exact bullying-ul ăsta. Da. Și acum atunci cred ni se că părea putem... că e parcă e răutăcios ăla. E... Da, exact. Și cred că nici părinții neapărat nu aveau acces cum avem acum la informație despre asta, să poți să-l ocrotești și să-l înveți, să-i dai mecanisme cum să se apere. Eu m-am apărat învățând. Deci învățam, derupeam, numai să am coronița aia pe cap și să le arăt tuturor că sunt prima. Și într-adevăr am avut numai 10 și deci cred că ăsta a fost un câștig pentru mine. Wow, ce tare! Și în perioada aia presupun că stâlpul familiei, când erai tu mic așa, era tatăl. Tatăl meu, am spus, este la rândul lui un erou, pentru că după cum știi, în astfel de situații e greu să gestionezi. Totuși exact avea un serviciu la care trebuia să meargă. Eu eram cu grădinița atunci, stăteam, repet, la mătușa mea, dar mă lua săracul, nu știu cum, făcea un slalom printre toate aceste obligații, mama la spital. Și cu toate astea, vezi, eu nu am simțit această perioadă, exact, datorită lui nu am simțit nici că îmi lipsește o mâncare caldă, gătește senzațional, da, tatăl uite, meu. Vezi, în fotografia asta, tot în costumă popular erai acolo. Da, vezi, mică, asta a fost, știi, așa predestinat cumva să fie așa. Da, ați găsit o poză, e foarte, foarte frumoasă poza aceea. Hai că ajungem și la aici, uite, cu mamă. Da, da, asta e mai recentă un pic. Da, da. Și... practic tatăl a fost cel care te-a ajutat oarecum. A fost lângă mine și mai mult decât atât, în școală, la liceu, mai târziu la facultate, mergea cu mine la examene. A fost cumva stâlpul care, știi, de acasă luam îndemnul mamei, hai să fie bine să așa, și el mergea și mă și ducea peste tot. Și se asigura că o să fie bine. Da. Dar tu la câți ani ai plecat de acasă? De la 17 ani am plecat la liceul pedagogic din Ploiești. Am stat în gazdă la o mătușă de-a mea, pentru că părinții spuneau n-are timp, naveta, nu știu ce, am încercat cu asta că era un aproape an. Băicoi, era aproape, dar știi cum e, tot să te protejeze părintele. Da. Spun și acum, nu vă protejați copiii, lăsați-i să fie independenți. Și pentru mine plecarea aia de acasă, să știi că a fost pasul către ceea ce sunt și astăzi, mult din ceea ce sunt azi. Acum și tu ești mamă și îți dai seama că îndemnul ăsta, lăsați-vă copiii liberi sau nu știu ce, ți-e greu și ție. Să știi că pe Tudor nu ai greu momente în care vrei nu să-l cocoloșești așa, să-l nu protejezi? Asta cu cocoloșitul, dacă nu. Tudor vrei, zice acum, mamă, vreau să plec două luni în... Stai, 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 stai puțin, stai,
puțin. Există o limită, există limita de vârstă. Păi asta spune, limita de vârstă. Pleacă în cantonament cu scrimă. Păi acolo pleacă cu managerii lui, adică da, nu fără pleacă. Tine, mama. Păi asta e foarte bine. L-am trimis în tabără de la 3 ani și jumătate. A stat și a învățat să-și facă bagajelul, știe să-și strângă hainele, lucrurile. Adică observ că își capătă o anumită independență. Este obligatorie această independență și mai ales pentru voi, bărbații. Trebuie pornit de vreme, știi, că în momentul în care ajungi și tu și stai cu femeia în casă, să nu fii lemn, să stai și să nu știi să faci nimic. Exact. Că tot pe mine mă înjură, nu de alta, știi? Da, deci adică, tot la mine ajunge. Uite ce mi-a dat mamă ta aia. Exact, exact. Da, da, da. Și atunci mă străduiesc atât cât pot să nu îl țin foarte tare în această formă de protecție permanentă. Că nu e bine. Chiar nu e bine. Da. Foarte frumos. Dar uite că am ajuns apoi, am văzut fotografiile astea la un alt moment frumos din viața ta și anume când ai devenit mireasă. Te-am văzut acolo în poza aia. Am spus-o și o spun și la tine. Dacă nu mă măritam atunci, nu mă mai măritam niciodată. Că ești de 25 de ani. Da, intrasem în televiziune. Tu știi foarte bine. E o meserie care te ia cu totul. Pe mine m-a luat, nu cu totul. Mi-a mai luat... Tânăra mireasă. Da, miresică. Câți ani aveai? 21, 22 de ani. Deci dacă-s 25, da, ce mai știu? Sunt tari de mine. Păi, au trecut, că acum, au trecut mulți. Poate de ce urmează după nunta era de aur ăla, de, era clipul lui Bănică. Cum zice Bănică? Doamne, 25 de ani, știi? Da. Adică nu-i simt, recunosc că nu-i simt. Au trecut foarte repede, am trecut prin multe împreună. Slavă Domnului, suntem în continuare împreună, ne ocupăm de Tudor. El a fost de când s-a născut prioritatea și a mea și a lui Răzvan. Am înțeles amândoi că timpul pentru noi se transformă în timpul pentru el și pentru noi toți trei. Nu știu dacă întotdeauna e o alegere bună pentru cei doi, dar am ales acest lucru conștient pentru că ne-am dorit să fim niște părinți implicați. Nu ne-am dorit să fim părinți de după amiază sau de weekend sau de, știu eu, concedii și cam atât. Tudor este în permanentă legătură și cu mine și cu tatăl lui și suntem acolo. Cred că despre dacă asta e vorba. Dacă spui că ăștia 25 de ani au fost și cu bune și cu rele... Da. Da, la ce te referi așa? Știi că sunt oameni care se gândesc cred în că și tu traversezi și orice femeie și bărbat zic, traversează. Zic, că sunt oameni care se uită și zic că n-au cum, sunt la televizor, sunt perfect, știi, n-au probleme. Nu există, nu există. Și cine spune și vezi asta și am mai spus lucrul ăsta. Suntem bombardați cu variante ideale de a arăta, de a fi, de a trăi dragostea, de a... Totul ni se livrează în variantă ideală. Mai ales realitatea, acum, viața... Ajută și aplicațiile astea, Instagram, Facebook, TikTok. Tocmai, da, cum să ai o relație perfectă? Mor când aud 5 secrete pentru a arăta impecabil la 30 de ani. 10 ponturi ca să-l ții aproape. Hai să fim serioși. Înseamnă viața... că n-ai TikTok. Ba da, lasă-mă că am intrat acum dacă... sunt 5 punturi ca să ai o noapte superbă. Doamne, s-a trecut lasă-mă. La nivel. Ciucă, nu urmărești contul ăsta de TikTok? Urmăresc TikTok, dar n-am ajuns la povestea asta cu 5 punturi. Iartă-mă, am luat eu prea înainte. Da, nu știu ce să zic. Pentru mine astea sunt pericole pentru copii. Pentru sunt, noi, da, hai să zic, e distracție, poate fi. Peste tot în jurul nostru, cam asta e problema. E peste tot, dar uite, eu cred că e o șansă. Dacă ești un părinte implicat, ai șansa de a-i arăta copilului tău diferența. Eu nu i-am interzis. L-am dus în oraș și i-am arătat. Uite, hai să numărăm câți oameni dintre cei care au ieșit cu copiilor la masă stau și vorbesc cu ei. Toți stăteau cu telefoanele, nu discută nimeni cu nimeni. Apoi i-am zis, de ce să dorm? Bine, nu dormi. L-am lăsat să stea până la 1, până la 2 noapte. A doua zi ne-am certat. N-am mai putut să mă mai înțeleg cu el. Zic, uite, vezi ce se întâmplă. I-am desenat creierul, i-am făcut... De-aia spun că trebuie să-ți acorzi timp să explici niște lucruri. Și să-i acorzi timp în perioada asta atât de nebună nu e tocmai cel mai ușor. Asta spun că nu e ușor. Nu spun că e ușor, dar nu e nici imposibil. Măcar un pic. Ciucă, să-mi dai telefonul să vedem ce ne zic telespectatorii noștri, că avem un număr de WhatsApp și sunt oameni care ne dau mesaje pe numărul de WhatsApp pentru Iuliana Tudor. Mulțumesc mult, draga mea, vezi, am și asistenta mea aici, asistentul meu. Dacă mă uit bine, l-ai ales așa, să știi că se mânați un pic, da. Ți-am zis, Ciucă, și amândoi olteni de la Orlea. A, și tu ești oltean, da. Atunci e bine. Eu de la Orlea, el de la Stănești. Am înțeles. Mulțumesc. Uite, sunt oameni care ne trimit mesaje și mă bucur că sunt oameni care te salută.
mută și se bucură să te vadă la noi la, la emisiune. Dar să știți că nu m-am mutat la Pro TV. Adică asta e sigur că va fi întrebarea. Dar lasă-mă să fie așa, șoc. Iuliana Tudor părăsește televiziunea română. Fix acum când începe sezonul 7 la Vedeta Populară, da? Dar e vreun titlu de ăsta de ziar în toată perioada asta care, nu știu, ți s-a părut așa nedrept sau care te-a scos din sărite foarte tare? Ei, au fost atunci când am avut, înainte să nasc, a fost un articol în Ceau, nici mai știu când, l-am găsit dimineață în parbrizul mașinii, am găsit revista și mi s-a părut atât de nedrept și de inuman. Cum adică n-are... Eu eram gravidă și m-au întrebat, nu mai știu în ce interviu, și am spus că da, trebuie să stau cu minte acasă pentru că am niște probleme de sănătate și astea mă țin la pat. Și titlul era ceva de genul Iuliana Tudor nu se știe dacă scapă nici ea, nici copilul, probleme, ceva, leucemie. Așa, diagnostic cumplit, leucemie, e gravidă, nu știu ce. Îți dai seama că în momentul în care, nu mai știu cât aveam, 4 luni aveam sau 5 luni cu sarcina și am văzut aia sub parbriz, îți dai seama că nu-ți pică. Dar cum e că sub parbriz, adică-ți... Da, pur și simplu, am găsit revista pe mașină. Așa am intrat eu în contact cu acea știre. Și pentru adică mine a fost șocant. Cineva ți-a pus-o acolo și te-ai mașina. S-a dus cineva, îți dai seama că na, a venit, probabil că știa unde stau, a lăsat-o acolo și stai, na. Că, uite, caută ciucă articolul. Ăsta a fost articolul, da, care te-a răscolit. Adică, nu, m-a durut lipsa de umanitate. Când știi că o femeie e în situația în care este, poate pierdeam sarcina. Cine răspundea pentru asta, știi? Adică, da, hai să ne și gândim un pic. Că aici e vorba de lucruri serioase. Nu e că, știu eu, pleacă de la o televiziune sau alta, știri de genul ăsta. Nu, aici era vorba de o stare a omului și e o stare specială. Uite, mă bucur să te văd, Iuliana. Ești foarte frumoasă, te iubim. Uite, o salutăm pe Iuliana. Mă bucur foarte mult. Întreabă cineva dacă ne plac bananele, că a văzut banane pe masă. Ne plac și bananele și merele și nu sunt butaforie. Uite, avem nevoie de oameni de valoare. Iuliana este minunată. Oameni care te placă foarte tare. Mulțumesc, și mă bucur că ne trimit mesaje și că sunt alături de noi. Mă bucur că ai trecut și tu pe aici și pentru că ai trecut pe la noi și le dăm oamenilor, cum să zic, din energia asta și în același timp din faptul că când îți dorești ceva cu adevărat se poate, pentru că, știi, ai luptat pentru tot ce ai obținut și să ajungi dar aici fără și muncă, ai muncit, și știi și tu poate. Asta nu se poate. Oricât de talentat aș fi, oricât de talentat ai fi, oricât de mult noroc ți-ar da viața, fără muncă, fără disciplină, fără să știi că ai un program de respectat, niște oameni care așteaptă de la tine ceva, fără asta nu se poate. Nicăieri, în nicio meserie. Corect. Vreau să o salut și pe doamna Elize. Ai toate salutările echipei Elize noastre, Stan, Eugen Sărmâna, Martin, mi-a zis clar să-l salut pe Cătălin, mă, așa. Eugen, cum să nu? Și te așteptăm pe la noi, acum trebuie cu să ne întorci invitația. Cu mare drag. Mulțumesc din suflet și eu reamintesc faptul că miercuri și joi la TVR, știți? Casting pentru Vedeta Populară, eu vă aștept. Iar acum, oameni buni, pe finalul acestei discuții, Iuliana Tudor ne va cânta. Ce a făcut? Nu ne cânti ceva? Păi nu, atunci dacă, facem invers. Dacă, stai puțin. Doamnelor și domnilor, de fapt, acum. n-ați înțeles. Și-a adus aminte, odată în viață, n-a cântat la emisiune. Deci, asta, deci dacă vreți să se închide deci emisiunea, te rog, eu vin. Să vin cu ciucă. Poți să vin cu ciucă, facem amândoi. Nu, fii atent, hai, uite, facem așa. Duet, doamnelor și domnilor, asta odată este? În viață, Iuliana Tudor și Cătălin Măruță. Frate și soră. Exact, de la frate la soră. Desigur, el va face play, eu la fel, vă rog, dați drumul. La melodie, maestre, muzica. Iulica, muzica? N-are, încă n-are? Nu e pregătit. Măi, da, atunci... Venim cu piesa asta în premieră data viitoare. Așa ne pregătim. Deci mulțumesc și mult noi. De tot. Eu mulțumesc foarte noi. Mult. Și salutări acasă și dacă s-a uitat mama ta, cu mare drag o salutăm. Mulțumesc și din suflet. Să știi că arăți superb, foarte bine. Bate palma aici și lasă. Atât am avut de zis. Oameni buni.